O femeie de 50 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovită în plin de o mașină de teren pe o trecere de pieton din Suceava. Șoferul de 26 de ani a ignorat alte câteva autoturisme deja oprite în fața zebrei și a încercat să treacă pe lângă ele. Victima mai avea câțiva pași până la trotuar când a fost lovită și aruncată 10 metri pe șosea. Știți ce s-a întâmplat? O femeie, o mașină. Era pe trecere de pietoni? Da. Victima primește îngrijiri într-o ambulanță oprită în mijlocul străzii. Femeia de 50 de ani venea cu o sacoșă, cel mai probabil de la cumpărături. Pe trecere a luat-o? Da, de pe trecere și uitați locmandul. Mașina asta roșie, e vișinie. Mașina de teren a lovit-o în plin. La volan, șoferul de 26 de ani se plimba cu câțiva prieteni. Când au ajuns aproape de trecerea de pietoni, mai multe autoturisme erau deja oprite și acordau prioritate. Niciunul dintre tineri nu și-a dat seama la timp că cineva traversează strada. Au oprit aici o mașină pe trecerea de pietoni și pe spate au trecut oamenii ăștia și nu au văzut pietonul. Era o altă mașină pe cealaltă bandă care au oprit? Erau mai multe, era și acolo și acolo. Când am dat să evităm pe aia înaltă, n-am mai văzut femeia. Șoferul. Am văzut-o numai eu. Și el a intrat așa obușită. Femeia a rămas nemișcată până când medicii i-au sărit în ajutor și au văzut că e în stare gravă. Traumatism craniu cerebral, o plagă contuză frontală stângă cu contuzie abdominală și de bazin. Imediat după accident, șoferul a parcat mașina la marginea drumului. Puțin mai târziu, polițiștii i-au cerut să refacă firul evenimentelor împreună cu pasagerii săi de față cu martorii. Tânărul este cercetat penal pentru vătămare corporală, în timp ce victima lui a rămas internată pentru investigații medicale amănunțite.